unde credeți voi că merge astăzi Lizuca îmbrăcat atât de frumos cu rochița ei albă de prințesă, era atât de încântată de ea încât făcea piruete în continuu până mețea, Era tare scumpă și da, ne dăm și cu parfum pentru că astăzi avem o ocazie deosebită de sărbătorit. Pentru că suntem nași, aceasta este rochea mea de nașă. Mai exact, videourile acestea sunt filmate luna trecută când am botezat-o pe finuța noastră Irene. Și o să vă iau cu mine și la biserică și la restaurant pentru că a fost o zi tare deosebită. Deja mi-am făcut și make-up-ul și părul, evuța, uitați uitat și aici, prințesa cu numărul 2, este și ea tare frumoasă, normal tot cu piruete, rochița neagră, o să vedeți că ne-am potrivit mai toți în alb și negru și acum repede l-a încălțat pentru că în niciun caz nu vrem să întârziem la biserică, o mai așteptăm pe prințesa Elisa să coboare, să-și pună și ea balerinii, Adi este deja în mașină, le-am făcut un pic o aici pentru că erau adorabile, iar eu am pantofi cu fundițe care se potrivesc perfect cu rochea și în sfârșit suntem și noi în program, toată familia este în mașină, cu toții gata, uitați-le aici pe drăguțe pe bancheta din spate, se joacă de zor. pentru că nașa este în București, avem de mers vreo 40-50 de minute până la locație, uitați-l și pe Adi la 4 ace și mai avem puțin și ajungem. Aceasta este biserica unde va avea loc evenimentul și se pare că am ajuns primii, o premieră pentru noi, tratăm cu foarte mare seriozitate rolul nostru de naș. Eu vorbesc de seriozitate și uitați aici pe ei cum pozează, sunt foarte drăguț. Oricum, Efuța este tare încântată de rochița ei, a făcut piruete în continuu, plăcea așa cum se ridică atunci când se învârte și adevărul este că este tare bine cu ea. Între timp, Elisa dă ture pe aici prin fața bisericii, este nerăbdătoare să înceapă petrecerea, are scheme noi de dans pregătite și abia așteaptă să vi le arate și vouă. Și iată că în cele din urmă a sosit și sărbătorita zilei, din păcate m-am luat cu pupatul și am uitat să o filmez, nu mi-am dat seama că aveam telefonul pe cameră în mână ea este mămica, verișoarea mea, mădălina, iar aici este lumânarea pentru biserică. Ne-am luat din portbagaj de acolo tot ce aveam nevoie, după cum ați văzut, era plin și am intrat în biserică, unde este gata, gata să înceapă slujba. Este tare frumoasă și luminoasă biserica aceasta. Fetele s-au tot plimbat dintr-o parte în alta pe aici, până și-au găsit locușoarele potrivite. Și ce pufulez mic și frumos am eu aici, pregătit de botez. A fost tare scumpă și liniștită și apropo de botez, dacă aveți evenimente de genul, să știți că trusoul acesta este foarte calitativ și frumos, l-am găsit pe ANBB, vi recomand cu drag și cât de frumos mă privește pufulețul acesta mic și scump. Iar cele trei verișoare mici îmbrăcate toate în alb asortate au avut grijă să mențină liniștea în timpul slujbei, pentru ca totul să decurgă exact așa cum trebuie, uitați cum stau aici cu minți fiecare pe locușorul ei. Iar acum a venit momentul în care am avut un pic emoții pentru că trebuia sunt brac pe Irenuca în rochița ei de botez și era atât de mică, cu mânuțele și picioarele așa mici. Iar eu cu fetele așa mari am uitat cum este cu bebelușii. Oricum am avut parte de ajutor și totul a decurs bine. Iar cum am ajuns la restaurant, Eliza a vrut să vadă ce a primit acolo. Acestea sunt mărturiile pentru adulți foarte drăguțe. Iar pentru copilaj sunt niște punguțe cu tot felul de activități ca să nu se plictisească. Dar clar, preferatele Elizei sunt cris Stalele acestea A fost tare încântată de ele Și avem aici masa copiilor Iar lângă masa bunicilor Aici sunt ai mei Foarte bine poziționați unii lângă alții uitați o și pe Sara și pe Eva Stau toate cu minții aici la masă În așteptarea celorlalți copii Care urmează să vină la petrecere Și normal că Eliza s-a apucat de lipit pietricele Iar apoi a trecut la baloane Pentru că normal n-avea cum să scape Neatins panoul pentru poze Dacă era făcut din baloane Și înapoi la pietricele se pare că n-avea suficiente, i-a lipit și lui buniuna să-i se potrivească cu rochea, Sara, uitați-o și pe ea, e toată pe față plină de pietre, noi am venit să mâncăm aperitivul pentru că ne era super foame, timp în care copiii au lăsat mâncarea neatinsă pe masă și au ieșit cu toții la joacă afară cu animatoarea și iată și sărbătorita la bunica ei în brațe, s-a trezit din somnicul de prânz, gata de petrecere și Eliza mereu e gata de petrecere, își așteaptă aici rândul să fie pictat pe față, așa că am venit cu mâncărica la ea, pentru că tot a stat afară la joacă și nu a mâncat absolut nimic. Și mă așteptam să-i fie super foame, dar nu, ea tot cu chef de joacă este. uitați aici ce scheme are în program. Dar până la urmă ne-am descurcat și și-a mâncat și pastele. Vuța este și ea la masă acolo cu Izabel. A descoperit și ea strasurile și și le-a lipit pe unghii. Arată foarte interesant. Săru cu papă și ea aici la rând l-a pictat pe față. Momentan este rândul Sofiei, dar oricum toate toate sunt fane Elsa, așa că așa mă aștept să arate la final. Deja Eliza are un fulg în frunte, deci treaba este clară. Iar în timp ce ele se pictează, eu am avut parte de un dans foarte frumos din partea sărbătoritei, cât de scumpă este ea și se pare că le-am făcut chef și celorlalți de dans. Eva cu prietena ei, Isabel, dar și Eliza, care cred că și-a pierdut ceva, o pietricică, oricum. Acest lucru n-am piedicat-o să-și întrerupă dansul, uitați ce aici ce delicată este, așa că a invitat-o și Adi la dans, dacă tot îi place muzica și se pare că tuturor le place, uitați-vă ce veselie este aici. Nu mai știu ce melodie era, dar se pare că era atât pe gustul copiilor cât și al adulților. Iar acum o mică pauză de masă, am mâncat aici un somon tare bun. Deja începe să se facă seara afară, înseamnă că petrecerea se cam apropie de final, dar nu înainte să se picteze și Eva, care mi-a spus că acesta este make-up-ul de Gwen, dacă ați văzut videoul. Am încercat eu să-i fac unul, dar nu mi-a ieșit, iar acum trecem direct la tort, care a fost la fel de bun pe cât de bine a arătat. Vă spune și Eliza care îi ruptă de oboseală și îl mănâncă aici cu ultimile puteri, în timp ce restul nu se mai satură de joacă.